Autoritățile autonomiei găgăuze încearcă să infiltreze un mecanism de control asupra presei din regiune. Vineri, Parlamentul local va supune votului un proiect de lege ce obligă instituțiile media să ceară un fel de autorizații de la autoritățile găgăuzii. În caz contrar, jurnaliștii care muncesc în redacții fără acte permisive nu vor putea intra în instituții publice și nici nu vor avea acces la evenimentele organizate de autorități. Presa independentă de la Comrat califică restricțiile drept o încercare de a cenzura jurnaliștii care abordează critic guvernarea din regiune. Inițiativa Comitetului Executiv a fost aprobată la 4 ianuarie de guvernul local, iar pentru o perioadă a dispărut din vizor. A revenit pe agenda publică săptămâna trecută, când proiectul a fost supus consultărilor publice într-o ședință a adunării populare a Găgăuziei. În Republica Moldova sunt multe controlerii organe. Fiscale, налогова inspecție, ce vreți. Și este normal, este corect. Если государство устанавливает определенные правила поведения, она следит за исполнением этих правил поведения. Понимаете? Вот в этом выражается этот контроль. И здесь не нарушаются никакие права человека. Nu este clar dacă permisele vor fi eliberate în baza unor criterii de performanță sau în alte condiții. Cert este că îi vizează pe toți, de la presa scrisă și până la posturile de radio, portaluri și televiziuni. Redactorul șef Nocta.md, unul dintre puținele portaluri independente din Comrat, susține că noile reguli vin să consolideze controlul autorităților asupra instituțiilor media din autonomia găgăuză. Se controleze mass media care nu le aparține sau care ei nu o pot controla, dar prin aceste mecanisme de permisiune sau licențiere, altfel zis, pentru că ei nu utilizează noțiunea licențierii, utilizează noțiunea permisiune, da? Ei vor ca mass media privată să vină la ei și să primească astfel de permisiune. Sircheli susține că noile reguli ar face practic imposibilă activitatea jurnaliștilor incomozi autorităților locale. În consecință, vor avea de suferit și găgăuzii care caută informații de calitate și îi boicotează articolele scrise de presa controlată de autorități. De exemplu, Nocta nu a aplicat pentru permisiune și ce mai departe. Ei pot să ne închidă, nu, pentru că ei nu controlează domeniul. Ei pot să ne condamneze, nu, pentru că ei n-au sistemul lor judecătoresc local. Ei nu controlează procuratura, ei nu controlează poliția, ei nu controlează judecătoriile. Pârghiile sunt foarte limitate. Unicul lucru pe care ei pot să facă, adică să spună, voi nu aveți permisiune și noi nu răspundem la întrebările voastre sau nu vă dăm acces la ședințele Comitetului Executiv sau, zicem, adunării populare. Vestea că autoritățile de la Comrat, loiale fugarului Ilanșor, vor să creeze un mecanism de control al presei din regiune a ajuns și la Chișinău. 9 ONG-uri de media și nu doar au semnat o declarație comună în comunicatul Centrului pentru Jurnalism Independent. Se spune că mecanismele autonomiei găgăuze sunt abuzive și contravin Constituției.